Bună seara și bine v-am găsit pe canalul de YouTube Viața în Germania. Astăzi vom vorbi în mod deosebit despre ordonanța militară numărul 1 din 2020, care are 11 articole și o vom discuta în următoarele momente pe înțelesul tuturor. Articolul 1 ne precizează că se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. Uh, prin excepție sunt permise intervențiile stomatologice de urgență. Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22, ora României. Cred că din uh, primul articol uh, mai toată lumea înțelege clar că dacă are de efectuat o... Uh, avea o programare pentru a rezolva o carie care uh, nu este dureroasă, acest lucru, din capul locului, se va suspenda temporar pentru că, însă, și cabinetele medicale nu vor mai efectua acest lucru. Dar, dacă ai o altă problemă medicală și ești nevoit să te duci la un doctor stomatolog pentru diverse durerii insuportabile sau extracții dentare care nu necesită sub niciun fel. Amânarea asta înseamnă că acest lucru se va putea realiza și în continuare. Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor de în centrele comerciale în care își desfășoară activități, activitatea mai mulți operatori economici cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau uh, farmaceutice și a serviciilor de curățătorie. Prin centru comercial se înțelege structura de vânzare cu suprafață medie sau mare, în care se uh, desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică, se, uh, ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate. Astfel, cum se reglementează în anexa la legea numărul 296 pe 2004 privind codul consumatorului republicată cu modificările și completările ulterioare. Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22, ora României. Din acest articol 2, după cum puteți observa, Uh, avându-se în vedere că ne este vorbit că prin centru comercial se înțelege structura cu suprafață medie sau mare în care se desfășoară activități de alimentație uh, publică, comercializarea de produse cu amanuntul aici putem înțelege că deja molurile vor fi principalele afectate sau multe activități din cadrul molului, de exemplu aș spune eu magazine de pantofi din cadrul molurilor și așa mai departe. Haideți să trecem la articolul 2. Articolul 3, pardon. <coughs> Circulația persoanelor în afara locuinței, gospodăriei, se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii. COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane. Prin formarea oricărui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună. Aici este logic dacă o familie are să spunem 5 copii și deja numărul acesta de trei persoane teoretic unii ar putea înțelege că este depășit, asta nu înseamnă că nu aveți voie dumneavoastră ca și familie cu foarte mulți membri să ieșiți din casă mai ales că există și situația în care părinții locuiesc cu copii, acei copii având și ei la rândul lor familia lor dar cu toți locuiesc în sub acoperișul aceluiași imobil. Acest lucru încă nu vă este interzis. Să trecem mai departe la articolul 4. În intervalul orar 6 dimineața 22 seara se recomandă circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință, gospodărie și locul, locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță. Uh, din acest aliniat înțelegem destul de clar activitatea profesională uh, pentru cei mai mulți însemnând mersul la servici uh, loc, între locuință sau gospodărie. Există și situația în care cei mai mulți români, să spunem, uh, locuiesc în, uh, într-un oraș, într-un municipiu gen uh, locuiește în uh, Brașov, dar... Uh, are și o casă la țară, iar respectivul respectiv imobil este, să zicem, în localitatea Săcele, destul de aproape de Brașov. Acolo omul își ține niște, eu știu, două, trei găini, un cățel. Acest lucru nu înseamnă că este interzis să, să se deplaseze pentru a aproviziona și aș uh, susține gospodăria. Să trecem la uh, articolul 4 litera B, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale. <coughs> Ce? Deplasarea pentru asistența medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță. Deplasarea din motive uh, justificate, precum îngrijirea, însoțirea copilului, asistența personală vârstnice, bolnave sau cu uh, dizabilități, or decesul al unui membru de familie. Deplasări scurte în apropierea locuinței, gospodăria legată de activități fizice, individuale a oamenilor, a nevoia și nevoile animalelor de companie domestice. Iarăși, putem deduce de aici că cu toate aceste restricții, nu este permis să mergem la un cel de-al doilea imobil pe care foarte mulți îl deținem și iar noi în România spunem mă duc la țară. Acolo așa ne este încă permis și acest lucru este un lucru foarte bun, deci ne este permis să cumpărăm alimente pentru a aproviziona cățelul de la țară. Să trecem și la articolul 5. În intervalul orar 22, dimineața, circulația persoanelor în afara locuinței gospodării este permisă numai pentru motivele prevăzute la articolul 4. Adică ceea ce ni se spune aici este același lucru ca la articolul 4. Dar în continuare se precizează pentru verificarea motivelor de plasări în interes profesional, Persoanele sunt obligate să prezinte la cererea personalului autorităților abilitate. Aici aș putea să menționez poliție, jandarmerie, armată sau organe DSP. Legitimația de serviciu, adeverință eliberată de angajator sau o declarație pe proprie răspundere. Uh, pentru a verifica uh, motivul deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte la cererea personalului autorității uh, lor abilitate o declarație pe proprie răspundere completată în prealabil. Adică, voi face o mică paranteză în care țin să subliniez, adică pur și simplu din din acest articol reiese uh, prin completare în prealabil, adică e frumos acasă. Îți faci cererea, în care cu siguranță ne este prezentată, ne prezentăm cine suntem. Adică sunt Popescu domiciliat în, um, născut la data de mamă, tată, și spunem că în data de, între orele de și de plec de pe strada uh, florilor până pe strada uh, plopilor uh, unde acolo uh, mă duc să mă aprovizionez cu mâncare sau acolo am serviciul. Deci această cerere trebuie completată înainte să ieși afară din casă pentru a fi disponibilă verificărilor. Declarația pe proprie răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, gospodăriei, locul de activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnăturii. Practic, exact cum vorbeam și la aliniatul 3, Hârtia asta trebuie scrisă de acasă și să o aveți asupra dumneavoastră pentru a fi disponibilă organelor de control. Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22, ora României. Să trecem mai departe la articolul 6. Se interzice intrarea pe teritoriul României prin punctele de trecere a frontierei de stat a cetățenilor străini, a patrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României pe coloare de tranzit organizate prin înțelegeri cu statele vecine. Mai pe scurt, România își închide granițele. Excepțiile fac cei care vor să treacă prin România să ajungă în altă țară sau au legături într-un fel sau altul cu România. Și aceste legături ne sunt uh, detaliate la al, uh, articolul 6.2. Prin excepție, este permis intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și a patrizilor care fac parte din următoarele categorii. A. Sunt membrii de familie ai cetățenilor români, sunt membrii de familie, ai cetățenii, a cetățenii altor state, membre ale Uniunii Europene sau ale spațiului economic european și a Confederației Elveția cu rezidență în România. Adică ești cetățean european, dar nu ne este precizat destul de clar dacă ești cetățean european, o să zicem ești cetățean german și nu ai domiciliul în România. Totuși nu este permisă intrarea, dar la acest aliniat este cu dublă interpretare. Nu ne este precizat în mod expres. Pentru că regăsim cuvântul uh, sunt membrii de familie, sunt cetățeni ale, ale altor state membre ale Uniunii Europene. Bun, să trecem mai departe la ar, uh, punctul C. Sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere. Uh, un permis de ședere sau un document echivalent uh, permisului de ședere eliberat de autoritățile române, potrivit ordonanței guvernului numărul 194 pe 2002 privind regimul străinilor în România, republicată cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene. <căt> Cu alte cuvinte, de aici putem să deducem destul de clar că dacă ești cetățean european, totuși granița nu este închisă, granița României nu este închisă și pentru cetățenii europeni sau ai spațiului Schengen. Trecem la punctul D, unde persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar. Sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Deci, practic, toate aceste categorii de persoane pot intra totuși pe teritoriul României. Uh... Haideți să continuăm la punctul G. Sunt pasageri care călătoresc din motive uh, imperative, uh, motive uh, familiale. Sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare. Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020. Din punctul meu de vedere, consider că această măsură precizată la punctul H ar putea fi un loc de, să zic, permitere legală a situației refugiaților din Turcia care vor să vină în Grecia, iar acest punct, totuși, ar permite uh, pătrunderea lor pe teritoriul României. Uh, Haideți să trecem și la articolul 7. Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituțională sub pază. Persoanele carantinate ca măsură a prevederii a prevenirii răspândirii COVID-19 care părăsesc locația în care acestea au fost plasate fără aprobarea autorităților competente sunt caracterizate pentru o nouă perioadă de 14 zile. Măsura, măsurile dispuse de a aliniatul 1 și 2 nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală, adică a ieșit afară din casă, Deși ai fost izolat la domiciliu sau te afli în situația de carantină și ai ieșit afară din casă, asta înseamnă clar că vei mai sta încă o dată 14 zile. Și punctul 3 ne spune că nu te iartă nimeni de o amendă sau de un dosar penal conform legii. Măsurile, bineînțeles, se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în monitorul oficial al României, partea 1. Articolul 8. Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, să se asigure să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor. Să evite să actualizeze și să raporteze săptămânal la centrul județean al Municipiului București de uh, coordonare și de conducere a intervenției. Comitetele locale județene ale municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la aliniatul 1. Măsura se aplică începând cu data publicării monitorului oficial al României. Asta înseamnă că persoanele peste 65 de ani, care nu au susținători sau, altă, sau pot fi ajutate de către alte rude, iar totuși numărul lor este destul de mare, asta înseamnă că statul va trebui să încerce să îi ajute. Deși nu ni se precizează destul de clar cum. Să vedem în continuare la alini articolul 9. Ordonanța militară numărul 1 pe 2020 prevede unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a bunurilor publicată în monitorul oficial al României, partea 1, numărul 219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează la articolul 2, se introduc două noi alini aliniate, aliniatul 2 și 3, cu următorul cuprins. Se pot oficializa slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericii religioși fără accesul publicului, putând fi transmise în mass media ori online. Se pot oficializa liturghii religioase cu caracter privat, botez, nunți, mormântări, la care pot participa maxim 8 persoane, cât și uh, împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora. Adică în biserici, personalul bisericii, să zicem preoți cântăreți, ei poți să-și facă slujbele liniștiți și poți să le dea frumos pe YouTube mai departe. Dar când este vorba de botez, cu și înmormântări, la acestea pot participa doar maxim 8 persoane. Cu siguranță, pe partea de nunți, va supăra pe foarte, foarte multă lume, dar de asta este situația și trebuie să ne conformăm Uh, cu toții. Uh, să trecem și la punctul 2. După uh, aliniatul 2 al articolului 4 se introduc un nou aliniat, aliniatul 3 cu următorul cuprins. Uh, prevederile aliniatului 1 și 2 se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone după aliniatul 2 al articolului 5 se introduce un nou aliniat, aliniatul 3 cu următorul cuprins, alte explicații la interdicția prevăzută la aliniatul 1 se stabilesc prin ordin de ministru al sănătății. Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în monitorul oficial al României, partea 1. Practic, aici, într-un fel sau altul, se dă oarecare putere și Ministerului Sănătății pentru a veni și acesta cu noi interdicții în ceea ce privește transportul și deplasarea persoanelor pe toată pe această perioadă. Articolul 10. Sunt abilitatea să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezente de ordonanțe militare, Poliția Română, Jandarmeria, Poliția Locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor și Conducătorilor Autorităților Administrației Publice Locale, precum și măsurile prevăzute la articolul 1 și 2, poliția română, jandarmeria, poliția locală pentru măsurile prevăzute la articolul 357. Poliția de frontieră română pentru măsurile prevăzute la articolul 6, nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la articolele 1 și 7 atrage răspundere disciplinară civilă, contravențională sau penală în conformitate cu prevederile articolului 27 din ordonanța de urgență numărul 1 pe 1999 cu modificările și completările ulterioare. Personalul instituțiilor prevăzute la aliniatul 1 este împuternicit să <coughs> constate contravențiile și să aplice sancțiuni în conformitate cu prevederile articolului 29 din ordonanța de urgență numărul 1 pe 1999 cu modificările și completările ulterioare. Adică, cu alte cuvinte, articolul 10 ne spune destul de clar că pe teritoriul României sau între granițele României, Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția Locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională de Protecția Consumatorului, precum și primarii, Consiliile locale, uh, ele sunt cele care trebuie să intervină pe teritoriul României. Uh, și totodată, în ceea ce ține de uh, granițele României, poliția de frontieră uh, este cea care asigură de altfel securitatea României. Să trecem și la ultimul articol în care prezenta ordonanță militară se publică. În monitorul oficial al României partea 1, furnizorii de servicii media, audiovizuale au obligația de a informa publicul prin mesaje difuzate regulat pentru uh, cel puțin două zile de la data publicării despre conținutul prezentei ordonanțe militare. Adică totuși, iată că și articolul 11 se referă la faptul că. Uh, mai toate instituțiile media au obligația să difuzeze regulat acest informaj, aceste informații. Prin urmare, uh, cam acestea fiind spuse, nu uitați să vă abonați, să dați un like uh, și să lăsați un comentariu să spuneți și mie părerea dumneavoastră ce vă place, ce considerați ok în cadrul acestei ordonanțe militare, unde credeți că a greșit statul român, ce ar mai putea să se facă. Toate aceste lucruri aștept să le citesc cu nerăbdare din partea dumneavoastră și în continuare vă doresc multă sănătate!